E mișto, mă, să fii prezentator la Stax? Am dat 6.000 să fie verde. Bun, deci treaba stă cam așa. După ce faci YouTube, faci atât de mulți bani. E tare, mă, cu șeptarul, spun eu. Cât ai șeptar? Hai înăuntru, tot, te arăt. Bine, să știi că eu mă pun aici în față cu tine doar până la peco. Da, că... stai în spate, frate, dar zic eu, e mai bine în față. Trust me, stăm mai bine în față. Cum, mă? Eu știu că șeptarul și el se poartă doar cu șofer. Așa este, ai perfectă dreptate, doar că, din punctul meu de vedere, cât am mers cu mașina asta 3 zile, am ajuns la concluzia că cineva, am vorbit și cu băieții care au comandat-o și au zis, nu știu, cineva a tăiat niște opțiuni, că n-are masaj în spate. Noi în față avem, uite, ai acolo un buton. Da, știu, da? Știu, am văzut. Poți să-l apeși liniștit, să-ți faci viața. Că cum adică, mă, tu n-ai masajul acolo? Nu. Săracule! Da, nu, sărac care stă ca săracul acolo, în spate chinuit. Bine, nu stă chinuit. N-are masaj, noi avem. Da, trebuie să-mi pun și centra. Mergem la Ploiești. Da, pune și ține. Mergem la Ploiești să filmăm de 1 decembrie care este, că noi suntem naționaliști, de-aia mergem și cu șeptarul ăsta lung, individual. Cred că s-a închis. Crezi? Nu se fură aici, cartier. Mă știe lumea. Mă știe lumea, bă, am șeptar verde. Mă știe cine, mă, ăla, Daniel Nebunul cu șeptarul verde, așa mi se zice. Nu, s-a întâmplat ceva, n-a fost ea în dimineața asta, dar să știi că accelerează mai tare, are momentele ei. Așa e personalitatea. N-ai ce să zici, îți mai arăt eu pe drum. Da, mergem să filmăm niște Dacii modificate, tunate, fulgerate și așa. Și vă arătăm de 1 decembrie care este. Și am să facem și niște vlog, să vedeți cum mergem noi cu stil la filmări. Sunt ferm convins. Da, tu știi când apare vlogul ăsta? De 1 decembrie. Nu. 2 decembrie. Nu. 3. Nu. Nu știu. 1 decembrie apare episodul. A apărut deja. A apărut? Ăsta îl punem de mânci, Nicolae. Mam, Moș Nicolae e înainte de 1 decembrie sau după? Pica portocala din Adidas. A, când îmi găseam eu, am înțeles. Gata, mă, atunci vine. Deci atunci apare și vlogul cu șeptarul. Să le arătăm oamenilor cum se lucrează la Stax, care sunt condițiile de lucru, cum se face treaba. Da, asta am zis, să facem vlog. Și dacă aveți, na, așa, lucruri și întrebări despre șeptar, puteți să le puneți în comentarii și noi să vă răspundem. Deci vreau să fac stânga, nu? Așa e, cu șeptar mergi pe un... nu contează. Nu, că fac pe... vrei la OMV? Păi nu știu unde. Vrei cafeluță? Păi nu vrei să luăm cine ceva? Păi eu mi-am luat. Păi nu, te trezi la 4 dimineața. N-am putut să dorm, am avut emoții de alea că plecăm la mare, știi? Da, și am zis că mergem și noi până la Alba Iulie cu șeptarul. Și mergem la Ploiești. Și ne-a vrut Dumnezeu, mă, de COVID, ne-a dat... Ce facem, mă, frate? Mi-a trebuit să piu, ești nebun. Da, păi e haos pe jos. Bă, frate, nu, e ceva dubios. E nebunie pe jos. Nu se poate. Bă, e nebun. Bă, frate, mi-a trebuit să piu, ești nebun, de ce? Să scoatem ca să nu mai intre. Dacă n-am dat play, acum înregistrez. Îmi dai aici materia? Știi că nu întorce privire? Trebuie să ai până plec. Că plecă la un moment dat. Nu ai cum să intre la tine prea mult, că tu ai șeptar. Șeptar individual. Merge treaba. Am ajuns. Băiți cu daciile. Una bucată. E bun cadrul ăsta așa? BMW versus Dacia. Câți cai are Dacia asta? 150. Hai să ne dăm. Ce? Ți-e frică? Am crezut că ți-e frică. Acum și un 1-2. De ce? Deci fix când se pe la casă merge prost. Dăm punct negru, ca la Balamuc. Bogăție. Benzină. Da, bogăție. Corect. Are și noi control acum, autorez de rateu și... Ma, săraca, bă, să nu dea... Ia să vedem. Da, mut mașina imediat. Stai să mai iau... Se iau... Bă, se mută singură, da. Se mută, da. Din cheie, da, putem. Dar doar... Eu sunt, o mut acum, imediat.
Lasă, nu porni, nu, că lasă, că vreau doar așa să iau aici, să le arăt oamenilor, pac, pac, gata, un trece secundele, fii atent, hai să rup fraiere. Merge secundele. Vino încoace, trece, hai. Vino încoace, așa. Să-ți arăt dacă parchează unul lângă tine și vorba aia, faci așa, fii atent. Ai nevoie să muți mașina, să nu te înghemui, că tu nu te înghemui, că tu ești băiat. Să-ți ia apăsa pe ăsta, engine start. Pornește la sfert, îți ia cheia din mână, vorba aia. Pac. A pornit, da? Ta 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 ta. Ok. Și acum du-te. Ești liberă. Du-te unde vrei tu, să nu te mai văd în raza mea de acțiune. Să nu te mai văd. Pleacă. Pleacă că m-ai supărat. Ia. Vino înapoi, hai. Trebuie să fii mai aproape de vehicul. Nu, scuză-mă, iartă-mă. Noroc are senzori și nu se duce în gard. Nu se duce. De ce? Nu mai am semnal, am înțeles. Haide, te rog eu, vino. Hai, vino să ne împăcăm. Vino, hai. Hai că a venit, ne-am împăcat. O filmăm dacă vrei. Dacă vrei, o filmăm și luăm așa câteva cadre în episodul ăsta de vlog, pe care îl facem cu making of, știi? Da, da, da. Și poți să ne povestești un pic de ea, pac, 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 cum ai făcut-o, ce ai făcut, ce nu știu ce. Asta e, ce să facem? Nu, avea vreo ceva. Nu știu, cred că știu cine am pus o pompă ca lumea, că face o barcă cine. Și are regulatorul... E regulatorul original și cred că a luat-o posibil a bubuit. Regulatorul de presiune benzină. Da, al mașinii. Da. Bă, dar fixează, păi așa e, mă, nu știi că așa e, ce dracu. Ia, mă, să vedem ce are omul aici, mai are o Dacia în lucru. Băgăm un ochi. Băgăm un ochi. Pac! Asta e work in progress. Fac băieții. Garaj. Tăcă, 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 tăcă. Bă, unde sunt, mă, paraj? Piese de Dacia. Se mai găsesc. Piese de Dacia. 1300. Hai, mă, să vedem cu ce te mai lauzi. Ăla Golf am înțeles, nu ne interesează. O să mă laud și eu? Vânzare. Da, da, hai, laudă-te. Ai ceva aici, uite, de laudă? Uite, aici am pus eu un petic. Și vino cu aici. Păi, și aici e un petic, e pus de aici, așa. Frumos. E bine, nu? Da. Nu se vede, adică. Da. Nu? Asta înseamnă, nu? Da, bine, da, nu? Da. Să nu se vadă, am înțeles. Da, mă, e bine. E bine, foarte bine. Păi da. Faceți și pentru alți oameni sau faceți numai pentru voi? Mai mult pentru noi. Mai mult pentru prieteni. Pentru prieteni, am înțeles. Eu nu-mi plac banii și de-aia. Am înțeles. Știu, și pe mine mă deranjează, dar... Hai să te arăt pe spate. Ce faci, Marius? Nu vorbești cu mine? Nu. Ia-l drept. Da, deci mai întâi oamenii, dacă vor să vină aici să primească ajutorul băieților cu Dacii din Ploiești, mai întâi trebuie să se împrietenească cu ei. Și după aia, că e doar pentru prieteni. Ursul ăsta ce-i cu el? E Dacie? Da, nu e Dacie. Dacie de 400 de cai. 400 de cai. Ești turbina prin capot acolo un pic, dar e ok. Așa? Ia, mamă, stai, mă, frate. Ia, așa. Și ce, aici avem două? Aici avem două, da. Mamă, două Dacii, frate. Ia, mă, frate. Asta e neagră. Nu e neagră. Hei! N-am ghicit, ești nebun. E albastră. Le jandar. E frumoasă, mă. Albastră și e lucrată destul de bine. Episodul ăsta, auzi, mă, că o să apară de Moș Nicolae. Deci de Moș Nicolae le dăm copiilor numai Daci. Să vadă, băieți, Daci. Bun, ce, asta ce e? Stoc? Motor? E motor stoc, dar de fapt e 1.6. Așa. 1.6 de Daci? 1.6 de Daci, da. De care Daci? De Daci Papuc. Ok, așa. Așa, de fapt de Nova. Așa, da. Așa, și în rest e stoc. Are, a lucrat un pic de tot la suspensie. Uh-huh. Roți. Uh-huh. Frumos. De unde se găsesc jantele astea? Bă, foarte greu. Foarte greu, nu? Foarte greu. Foarte greu. Da, de asta zic, de unde naiba? De unde să mai găsești jantele astea aici, nu? Dar aveți voi, oamenii voștri. E deschisă oare să-i luăm un interior? Da. Noi. Lasă-mă că nu mai filmăm înăuntru. E ok, da, bun, așa. Și are câteva piese super, super mișto. Cred, zi-mi tu de ele că nu mă pricep. De exemplu, jantele astea sunt foarte rare. Da. Așa, i-a pus al nostru, uite, fusta aia acolo. Fusta, da, de Golf 2. Golf 1. Golf 1, așa, ok, da, bravo. Așa. Volanul ăla e la fel o grămadă de bani. Volanul ăla pe care l-are el. E okay. Tot așa greu de găsit. Piesă rară. Da, are semnale de-astea de Canada, de cum se numeau astea oare? Da, da, astea, da, da. Pozițiile astea, nu, pe lateral, nu? Nu, sunt... Nu-s de Canada, locașuri. De România? Sunt comune. Da, mă, dar eu cred că le-au pus special pentru export ceva.
Nu crezi? Nu. Păi și atunci de ce puneau ei românii lumini pe lateral? Așa le-au pus la toate. Bă, nu cred. Eu cred că au avut vreun ceva cu export, ceva, 100% i-a obligat cineva chestia. Eu așa cred. Nu, și cred că puneau două, ei... Da. Asta și cu cealaltă de acolo, da. Sunt două din colecția lui. El are în total vreo 10. Cred că a mai scăpat din ele, cred că are vreo 9. Ia mă, să vedem și pe asta. Asta e la hibernare aici. Asta e verde. Asta are patin, așa, e mai asta e cu patină, da. Da. E... Mi se pare că asta e a doua Dacia lui, nu? Da. Aia albastră a fost prima. Asta e prima Dacia. Jante Canada. Da, da, da. Ce ai făcut? Aici, știi ce zic? La Daci. La Chede. Da, mă? Daci. Daci, frate. Sunt și oameni pasionari. La Ebonan de ce? De Renault 18 sau de ce? De 18, mi se pare că e. Și vorbim. Dai drumul la calorifer de aici. Dai drumul la căldură. Și un urs. Mi-am pus și după Leo, dai, cu admixie de aia. Bine, da? Mai frumos ca asta. Haideți să vedem. Ai închis-o? Deschid-o. Hai să vedem. Păi, ce avem aici? Un 1310 din 98, CR3. Din 98? Din 98, e ultimul model fabricat. Ok. Așa. Stoc. Pe interior am tot. Am avut gen bucket și centură, dar le-am că nu puteam să merg. Bă, dar toate dacile astea au același miros? Da. Deci toate, nu? Deci a făcut tot, am spălat și tot și a păstrat mirosul ăla lui. Și același miros de Dacia în toate... Benzină combinat, așa? Da, clar, normal. Ce ceasuri avem aici? Că văd ceva. Ce ceasuri de Logan. Logan, a? De Logan. Și s-au potrivit acolo ele? E, am adunat ceva. Am înțeles. Am înțeles. Așa. Ce mai ai niște ceasuri aici? Ceasuri de boost, de presiune ăla din dreapta. Da, ulei, ăla made din România, adică suntem... Ne indică la... Suntem... Da, 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 suntem aici, naționaliști. Da, da. Bun, și sub capotă avem, bineînțeles, 1.3. E 1.4. 1.4. Cu GPL. Cu GPL, ok. Ce ai făcut aici? Aoleu, ce s-a întâmplat aici? Mamă, ia uite mă, frate, ce frumos. Ia să-mi fac cineva, zvapă, motorul. Arată și mai bine, dacă acum un pic jegos. Bă, nu e jegos. Haide, zi-ne ce avem aici. E un 1.7 turbo de Volvo de 480. Ok. 120 de cai la bază. Da? Ne-a mai mărit un pic presiunea, nimic special. Are vreun 140-150 de cai. Ok. Așa, cu o cutie de Renault 21 sau Renault 25, de diesel, 5 trepte. Așa. Se potrivește cutia la fix pe motorul ăsta sau ai făcut flan și ce? Ok. Cutia de papuc diesel și priză. Mhm. Și l-ai pus motorul pică, deci pe suporții, suporții de papuc diesel l-ai luat și l-ai pus, adică nu modifici absolut nimic, e OM plus. Nimic nu modifici. Bine, deci... dacă știi cum arată un motor de papuc diesel, da. Dacă era admisia asta jos, zici că e ăla 1.9. Că practic e același bloc, aceeași. Deci ăștia când au făcut mașina asta, au zis, bă, dacă vreți motoare de Volvo, e simplu. Volvo și merg multe motoare, suport original. Au făcut și ăștia, dar la dat ceva... Ceva bun. Bine că am făcut de papuc, că papuc cu diesel, că după ăla se am de electromotor, trecerea în 4 frenzoane, absolut multe chestii poți să zici. Deci papuc cu diesel când a apărut, v-a ajutat mult de tot, ca să zicem, în modificarea mașinilor. Ai aici 4 frenzoane cu frânele. Deci când se faci un soapte, să-ți iei un papuc diesel. Asta și un papuc diesel. E planetar, e fuzete, e am înțeles. Programată. Uite, o informație utilă pentru oamenii care da. Vor să-și modifice daciile. Cum ai făcut aia, cum așa? Da. Papuc diesel, frate, asta e cheia succesului. Papuc diesel? Nu contează tabla, mecanica. Da. Okay. Și cu tabla cum te-ai descurcat? Că arată bine Dacia asta. Cu tabla... Am făcut-o băiatul ăsta pe mine. Mine. Da. Cum te-ai descurcat cu tabla? M-am descurcat, am tăiat, am sudat. Da, tati, vorba aia, tati... Hai seara ceva, că m-am semnat pe mașină. Te-ai semnat? Pe se pare normal, mă, frate. Bine, mașina a fost o fază bună, știi, n-a fost foarte... Ok. Bine. Uite aici, semnătura mea. Mileu. Bă, tragi da, și semnătura acolo. Foarte să... bine, tu ai făcut-o să vadă el lumea. El a insistat, eu nu vreau. Îți dai seama, peste 100 de ani, când o să găsească cineva Dacia asta undeva, știi? Cum să închide asta, mă? Păi nu știi, n-ai făcut-o tinichigeria? Așa, nu, că s-a închis. E cu soft close. Soft close, da. Ce tinichigerie? Că n-am tu ai făcut aici astea? Da. Da, pasajul de ok. Și ușa făcută, frumos. Cu colț, ai da, făcut, da, tu da. Ai dat cu ciocanul acolo, ai ciocanit? Da, cu ciocanul, am dat cu cleștele, am dat cu patente. De unde, de unde pasiunea pentru tinichigerie? Adică cine mai face tinichigerie în păi 2020? Păi am început cu a mea. A fost cobai. De ce? Mașina mea. De ce ai început cu a ta? Asta că mi-am luat niște roți foarte mari și nu încăpeau pe mașină. Și de ce nu te-ai zonat tinichigiu?
am vrut să o fac eu. Ah, ok. Am crezut că n-ai găsit. Că eu găseam, mai găsesc mai greu. Eu vreau să fac singur niște chestii. Așa. Ok, bun. Și te-ai apucat, ai făcut la tine? Făcut la mine, n-a ieșit la fel de bine ca asta. Dai seama, a fost prima dată, nu? Da. Și a început să-mi placă. Și pe au venit toți băieții, vreau și eu. Nu chiar. Nu. Mai mult mă ofer eu așa. A, tu ești de la care te bagi tu în seamă să-i ajuți. Da, da, da. Și după aia zic prietenii, ce ai mă, dar te-am rugat eu? Nu, s-a întâmplat asta, mie mi s-a întâmplat. N-am spus și mie mi s-a întâmplat. Ce te agiți așa, mă, ce te-am rugat eu? A, iartă-mă pe mine, frate, da. Da, mie mi se mai întâmplă, dar asta e. Asta e viața. Bine, sincer, dacă nu era el, mașina asta era un o ușă de frigider sau nu știu. Ce ok. Când l-am întâlnit, eu vreau să o dau la fir vechi. Le-am zis, bă, prostule, nu dau mașina la fir vechi, că e bună, o facem. Nu. Facem țiplă. Păi și a ieșit. Ok. Adică nu l-ai păcălit. Nu. L-am mai înjură din când în când. Puteai să-l păcălești, îți dai seama, dar nu l-ai păcălit. Mașina arată bine, roți, suspensie, da. Motor. Ce planuri mai ai pentru ea? Mai mulți căluți. Mai mulți. O pe turbină ce? Mai mare, injectoare. Ok. Așa, păi... cam atât, adică nu... Sunt de acord cu tine, dar ce faci? Că trage că fața? De... A. O singură roată? Nu, că nu vreau, cine știe, 190 de cai, 200, e de ajuns. Păi și câte chile are mașina? O tonă. O tonă, păi asta zic. Bine, îmi place când se învârt, știi, când iese... Se învârt în continuu, da. A întâi, a doua, știi ce zic? A treia. A treia, da. Un pic. Da, ce roți ai? Pe 14? Pe 14. Hey. Niște Schmidt, ceva de genul. Da, Schmidt, da, da. Modernline. Da. Gume 195-45 pe 14 Toyo. Uh-huh. Și pe spate, tot Toyo, 225-40. Și mai ce ai punte pe spate? Ce ai făcut? E punte de Renault 18 turbo cu discuri. Doar am luat-o okay. Și am pus-o, știi? Renault 18? Nu ne-ai mai găsit Renault 18, ești nebun turbo. N-am găsit mașina, o vindea un prieten puntea și am luat-o. Cât a fost puntea oare? Cât am mai ținit? 5 milioane. Am luat-o chiar bine. Bun prețul pentru o piesă așa rară, da, știi da. Ce zic? Bun, am înțeles. Deci astea sunt planurile 200 de cai, să învârtă roțile, să scoată fum. Să mă simt eu bine, adică nu vreau să mă duc la liniuțe. Dar pe ploaie câți are? Oh, are vreo 300-400. Și cu gumele astea bune. Vezi, mulțumesc frumos că ne-ai dezvăluit aici secretele tampoanelor de motor cu Dacia Papu. Cu... Evacuare, dacă vreau să zic, evacuare pe 63 full inox cu o intermediară tot pusă ca finală. Tot de lui e făcut. Băi, băiatule, tu le faci, păi ia să vin eu la ploiești, mă, să fac niște lucruri. Cu o intermediară sport. Să-ți dau să studiezi. Și se aude tare, nu? Nu e foarte gălăgeasă, e decentă. Fiind turbo, da, e ok. Dacă e la belit, atunci începe. Na, ce să facă și ea. Da, așa dacă mergi la 2000 de turi acolo, în A5 sau... Arată foarte bine. Da. Chiar arată foarte bine. Da, mă, stă lumina prinsă la șeptarul ăsta, nu înțeleg. Nu știu. Nu știi? Da, e cu aparatul de sudură că sigur o rezolvăm. Dacă îi dai două afturi, nu se mai aprinde nimic, ești nebun. Bun, trecem la lucruri mai serioase acolo, dar asta e episod pe Stax, discutăm alte lucruri, alte chestii, alte șmecherii. Cu ce filmezi aici, Marius, că poate se întreabă lumea? Camera. Păi, ești nebun! Filmează cu că eu credeam că e cameră de tractor. Dar nu e, zici? Nu, mă, nu. Nu. Ah, ok. Cum e viața de model? E greu? Bă, e greu? Am venit cu șeptarul. Eu întotdeauna... Sunt ca o fată de aia, știi? Întotdeauna mi-am dorit jobul de vis. Și jobul de vis, din punctul meu de vedere, este tester de canapele la Mob Expert. Adică... Da, m-aș angaja zilnic să testez canapele. Ce faci, domnule? Băi, uite, trebuie să stau 6 ore pe canapeaua asta la televizor. Să văd dacă stau bine, dacă stau rău, dacă uite, aici mi-a ieșit un arc, știi? Asta aș face. Și pat. Îți dai seama cum ar fi la 12 ziua să intri la Mob Expert, în showroom-ul ăla mare. N-am luat bani de la Mob Expert, să nu te aud. Așa. Să intri în showroom-ul ăla mare și să auzi. Ce se aude, domnule? E testerul nostru, domnule, de paturi. Lucrează! Lucrează! Iată și așează-te un pic pe scaun. Ia așează-te un pic pe scaun. Tester de scaun. Nu zic de unde sunt, că n-am luat bani de la ăștia. Asta e viața aici de episod, ca să știți ce văd eu. Când sunt episod, asta văd. Vă arăt și Dacia asta în episodul ăsta. Care apare... Când apare ăsta, mă? Asta apare după ce apare episodul cu episodul, nu? Deci avem episodul care apare după episodul cu episodul ăsta. Episodul ăsta apare pe întâi și alălalt apare de ăsta, ăsta apare de Moș Nicolae. Când e Moș Nicolae, oare? Când vin portocalele în Adidas. Ah, bombă! Hai, dăm! Îi dăm drumul. Le arătăm și Dacia, un pic așa. Și... așa? Ce? Mamă! Ai prins-o? Ai prins-o? Eu am prins-o!
că n-are mâneri și pac, țac, s-a sărit ușa, a venit cu mâna. De când n-ai mânere la ușă? De 10 ani? De, da. Dar ce crezi, am cumpărat uși cu mânere? Cred, te cred, te cred că ai cumpărat uși cu mânere. Dar, na, mă, gata, nu vă mai arăt restul un episod, băi. Ia de gata. Ce, au văzut deja episodul? Au văzut deja episodul? Da. Dar poate sunt unii care intră pe ăsta și nu au văzut episodul. E un episod pe canal. Cu Dacia asta. De care ți-a zis maică-ta, să te ferești. Da. Poate n-au văzut episodul și vor să vadă mai multe detalii și discuția cu proprietarul. Ia fii atent, ia. Stai. Ia. Ce faci acolo? Pun contactul. Mamă, ai... Mamă! Băi, ești nebun? Marius, trebuie să vezi asta, ești prost? Trebuie să vezi asta, nu, fac ceasul. N-ai înțeles. N-ai înțeles, stai puțin. Filmăm, dar eu vreau să vezi tu. Stai că au pornit ștergătoarele. E nebună, săruna. E nebună, mă, frate, fii atent. N-am cum să deschid ușa asta. Aș fi vrut. Dar n-am cum. Lasă-o un pic. Băi, băiatule, băi. L-ai display de pe ce? Nu, așa se ceapă. De Logan de Rusia. Logan de Rusia. Dă-te, nebunii. Da, măi, tare rău. Da, măi, tare rău. Tare rău. Diverse funcții, tot felul de lucruri, e Dacia. Da. Bun. Ți-am zis, ai butoanele astea pentru a aduce scaunul în poziția normală, ăsta din spate. Dacă l-apeși pe ăsta, uite, vei? Uh-huh. Se trage el în poziția lui normală. Ăsta e telefonul Bălășiu, așa arată, ca el. Așa. Portbagajul e generos? Portbagajul îți dai seama că e mega generos. Și de acolo îți reglezi scaunul tău, mai în față, mai în spate, spătarul se rupe de la jumate de aici, știi, să-l... Uite. Uh-huh. Bine. Aha, aha. Să stai frumos, adică nu... Are și chestii din aia pernuț aici. Da, îți reglezi de aici, tot pernuțe, tot, îți faci frumos. Știi? Iar perna asta este, n-ai înțeles, îți vine să o iei acasă, știi? Așa? Da, îți vine să o iei acasă, zic eu. Da. Fața de ușă, perdeluță, tot. Se suge, deci dacă vreți să... Se suge. Frumos. Ți-ai zis, culoarea British Racing Green. Porbagajul e adică nu e problemă, intră și porcul și mistrețul. Nu e problemă. A, deci intru lejer. Electrică, da. Frumos. N-are dare să faci. Păi, posibil să aibă, dar nu știu eu. Și nici nu mă interesează când ai șeptar vorba aia. Ăsta e locul bossului, aici se stă, aici e locul bossului, vezi? Locul bossului are un detaliu, care pe partea cealaltă nu exista. Mai e butonul ăsta de scaun, da. L2. Adică scaunul așa, cu doi pe el, care îți poți regla scaunul ăsta de aici. Aha. Știi, adică, dacă vrei, știi? Mai intins, stă la, băi, dă-te mai în față, că nu faci tu așa, nu faci tu ce și cum, ba. În rest, aceleași lucruri și aici, iar în față, opțiunile normale, merge singură, frânează singură, face tot felul de lucruri, se plimbă pisicile pe ea. Asta e viața la bloc, cu șeptar, adică nu e ușor. Dar este frumoasă. Farurile laser care sunt laser, frate, adică... Înnebunești. Farurile noaptea, înnebunești. Înnebunești. Topește retina, topește. Băi, are două faze lungi. Adică faza aia lungă laser nu o folosești așa când vrei. Nu o poți folosi tu. O folosește doar ea. Pentru că e foarte periculoasă și e foarte... Da. Și e foarte puternică. Tu ai o funcție care se numește fază lungă automată. Mașina detectează. Merge ea singură, detectează și din față și din sens opus, ocolește efectiv, mă. Ocolește efectiv mașinile care vin din sens opus sau care sunt cu tine pe sens. Cea mai tare senzație, din punctul meu de vedere, când am mers cu mașini de genul ăsta noaptea, este să vii în spatele unei mașini mici, să zicem un Clio, să zicem, da? Mașina asta cu fază lungă automată ocolește Clio, cu lumină. Și ăla din Clio, când se uită stânga-dreapta, vede mai lumină, înțelegi? Păi unde e lumina asta pe câmp, înțelegi? Că drocolește efectiv și îi face și lui lumină în față, știi? E tare rău. Iar când îl depășești și nu mai vine nimeni, se aprinde laserul. Bă, laserul e laser, frate, adică... Face o odaie.
Face lumină câtă vrei tu. Nu cred că există un om pe lumea asta să meargă cu o mașină care e dotată cu faruri de astea cu laser să zică că nu vede și că ar vrea mai mult. Nu, nu, nu ai cum să vrei. Da, nu ai cum să vrei mai mult. Nu ai cum. Deci efectiv nu ai cum să vrei mai mult. Ți-am zis, mașina e foarte mișto la doar 150.000 de euro. Doar. Adică, repet, din care culoarea individuală British Racing Green este doar 6.000 de euro. E același verde. Așa. Da, asta este treaba cu roți doar pe 20. E ok. Da, cred că e cola ta. Am pus-o acolo să stea bine, că se joacă băieții cu mașina pe aici față spate. O pui, mă, zi, o pui acasă în vitrină, o pui acasă în vitrină ca pe vremuri, știi cum strângeam doze de cola, de Pepsi, pachete de țigări, robot. Și-au făcut ăștia robot? Nu și-au făcut 100%. Cară, 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 că de-aia te-am luat. Dacă vreau. Am aici bogăție, fiate. Așa e, când ai șeptar, ai multe sticăre. Bă, dar avem multe gunoaie, am băut la sucuri, măști. Nu știu, bogăție e, da? Ce? Da. Pe ce vrei? Are pachet de frâne. Are, are. Pachet de frâne. Frâne, frâne pe bucăție, da. Eu aș fi vrut mai wide, dar nu știu să fac aici setările la camera lui Marius. Îi dăm așa, fără wide. Fric tare de tot aici, nu? Ceau, haideți, domnul. A, ok. Ne vedem la parculeț. A intrat o muscă în mașină. Aș fi filmat mai wide, dar nu știu să fac aici. Nu poate mai wide. Nu poate mai wide? Poate 360 și nu poate mai wide? Da. Ce oameni. Ce what vreau, what atâta. People? Atâta, de atât am avut. A, bani. Faci POV, ești de munce tare. Da. Super tare. Haide, haide, dar vin mașini, n-am cum, stai puțin. Stai, mai ieri, nu am, nu am știu. Da, merge și, merge și. E greu bălușele la filmări? Pare greu, rău de tot. Am luat tot oare de acolo? Ei, și dacă n-am luat? Nu sparge parbrizul, că sigur nu e ieftin. Să sparg, în toate alea, din tura. Sigur nu e ieftin. În toate am dat, bă. Aveam, am niște butoane aici la oglindă, da. Și nu știu ce fac. Nu știu ce fac, ești nebun. Nu, nu-mi explic. Unul clipocește, unul face cu verde, unul... Aha. Ce? Aha, ce? Aici, fii atent. Ce? Ce? Se schimbă... Ce se schimbă? Nu știu, bă, frate, ce se schimbă. Nu am... Nu știu. Ah, acum mă duc, fii atent. Noroc că mă ajută mașina asta, vorba aia, să-l prind. Nici de aceasta nu prindeam. Era o problemă. Deci, deci, deci. Oh, l-am oprit eu, l-am oprit eu. Oh, vrem amândoi și nu, nu, ne, nu, nu vrea cu amândoi. Să-mi zici unde vrei, mai în față. Mai în față, un pic. Așa. Da. Mai în față? Nu, nu. Ia și tu, mă. În ce parte București, mă? În stânga, nu? Da. Și ca să tragem o concluzie cu ce ne place la șeptar și ce nu ne place la șeptar, că așa zice Marius. Da, ce nu-ți place? Bă, nu-mi place faptul că este lung și nu are masaj în scaunele spate. Și are masaj în scaunele față. Asta nu-mi place mie. Îmi place... Aici, stai, stai, că aici argumentezi, că trebuie să știi. Eu cred că Sheremet s-a gândit când a configurat această mașină la el în birou, pentru da? Că asta este cea mai mare plăcere la el, la da? 100%. Da. Că de obicei proprietarii de șeptar din România... Îl conduc ei. Dar această mașină, în viziunea mea, ar trebui să vină la pachet cu șofer. Șofer. Șofer, da. Altfel, da. Nu. Deci pentru condus mașina, eu înțeleg pe proprietarii de șeptar care își conduc mașina, pentru că, na, când ai bani mulți,
trebuie să ții un turism, ce poți să ții? Seria 5? Seria 3? Seria... Nu, ți-ai șeptar, e clar. Ți-ai seria 8? Ți-ai șeptar long pentru că vrei să ai loc în spate. Pentru că dacă nu e long, e pasat. Îți iei seria 8, îți iei 7, îți iei dacă ești fan BMW. Dar omul vrea turism. Vrea seria asta, 8. Limuzină cu 40. Seria 8, Grand Coupe. Păi e Grand Coupe. Păi... E altceva, nu e așa, așa am zis și eu că mi-am luat CC-ul, lasă-mă că e tot pasat, nu e, e cupe, te închinui să intri, să ieși, să bagi copilul, dai cu capul, nu e sigur, spun, jur, e mare diferență. Deci eu înțeleg pe proprietarii de șeptar care își cumpără long și îl conduc ei, Marius nu înțelege, nu e dreptul lui. Nu înțeleg, fiecare face ce vrea, doar fiecare e... face ce vrea cu... Nu e, știi, aici ce? Trebuie să fii președinte. Da, președinte, tată, condu. Președinte, tată, condu. Așa, ți-am zis, eu înțeleg, mie asta nu-mi place, că mașina asta nu este dotată cu funcția de masaj în scaune, m-aș fi așezat și în spate, dar nu mă pot deslipi de asta din față, care masează spatele atât de bine și de relaxant. Ce cred eu că are el în avantaj acolo față de mine este pernuța de la atetier. Da. Eu nu am așa încălzită, voi aveți cotieră. Avem și noi cotieră încălzită și fața de ușă aici, armrestul. Da, încălzite de clocotesc, pot să-mi pun... picioare. Da. Cât vrei. Da, da, da. Și stai mai sus decât stai în față. Adică poziția scaunului, șezutul și cu totul e mai sus, da. Stai și parcă e înclinată mașina. Dar asta este gândită pentru că mașina asta este pentru oamenii care stau în spate. Iar poziția asta tu vezi în față, nu te ascunzi după scaun. Vrei să faci review de mașini? Nu am ce să fac review, că mă ceartă lumea. Te ceartă lumea? Domne, ce? Nu. Domne, nu, domn. Da, mă, bine, las. Oamenii în România oricum fac ce vor. Certatul e... Ai scrumieră acolo? Cum ai zică dacă am? Nu, vezi? Aici ai scrumieră. Ești președinte, ai scrumieră. Am scrumieră, am, dar e băgată în cotiera luminată tot timpul. De ce e cotiera luminată tot timpul asta, aș vrea să e? Știu. Da, e, nu vezi că e o lumină acolo? Le-ai arătat oamenilor că poți scoți tableta aia de acolo? Da, știu. Da, știi? Da, deci ăsta a fost materialul extra. Așa mergem noi la filmări, așa arată o zi de filmare. Am vrea noi să mergem. Asta e viața noastră. Un om, ne mai trebuie un om dacă mergem așa la filmări. Deja data viitoare când luăm o mașină de asta scumpă să mergem la filmări. Da? Mai luăm și un om. Ce să facem? Să ai văzut câte echipamente au instalat. Da, 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 mai vreau și un om. Da, mai trebuie un om. Dacă vreți, oameni de instalat echipamente, mai e un loc aici în spate, în echipă. Și aia, ați văzut, Bălășoiul o duce foarte greu. Viața la taxi e foarte grea. Greu, foarte greu, tot timpul e foarte greu. Da, dacă v-a plăcut, nu v-a plăcut, vorba aia, faceți ce vreți voi. Share, like, subscribe. Stai. Ce mașină să... Ce mașină să mai luăm să mai mergem la filmare? Să ne zică ei să ce mașină vor să vadă la, la partea asta de vlog style. Mă gândeam într-un mini, dar tot așa să mergem. Doamne, nu mai vreau mini, te rog. Chiar nu e, adică e bună gluma, dar nu e. Înțelegi? Adică nu, n-are rost. Bine, oprește asta. I20? Ce? Unii 10. Nu, mă, dar nu trebuie să facem glume de astea cu mașină.